Celebrul comisar Matescu, vă ascult. Să trăiți, domn comisar Nevăstuica, colonel, mă scuzați, servesc patria. Reclamație de la fica dumneavoastră? Un moment. Am revenit. A fost refuzată la angajare pe motiv de kilograme în plus. Inadmisibil, domne. Inadmisibil în România anului 2017. Păi nu mai învățăm nimic de la vestul ăla la care tot tânjim. Auziți, unde a vrut să se angajeze Mititica? La casa de modă Malu Vernescu. Mă scuzați, am vrut să... Fiți liniștiți că o să ne ocupăm personal și rezolvăm totul. Da, o să fiți mulțumit și dumneavoastră și Dolofana. Asta, Mititica. Da, trăiți! Grațielo! Grații! Da, șeful, să trăiți? Să trăiesc, da. Uite, am o misiune și pentru tine, mă. Pentru mine? Da. Ia să vedem... Kilograme în plus? Mersi de compliment, șeful. Poate ar trebui să fac și eu o reclamație pentru discriminare la locul de muncă. Că se întâmplă cam des și mă simt chiar prost. Măi, grație, nu, dar nu asta am vrut să zic, mă. Am vrut să zic că tu ești singura femeie din secție și ți se potrivește misiunea, dacă mă înțelegi. Da, că voi femeile vă înțelegeți altfel, mă, vă completați una pe alta. Aveți tot felul de... Înțeleg, da? Da. Săraca fată. Dacă visul ei era să devină fotomodelă, șeful, de ce să-i se tai aripioarele? Corect, de ce? Da. Du-te tu și montează-i-le. Eu? Hai! Să trăiți! Să trăiți și da. Și iată, se dă legătura pe asta din... Ia să punem totul în ordine, să vedem cu ce putem să jucăm. Cicinuca, ce faci, fata, aici? Tu știi cât e ceasul? Băi, unde-i frosa? Aoleu, dar unde să știe, Mititica, cât e ceasul? Vino aici, frumoasă! Ia uite ce-ți dau eu! Ia uite, îți place? E la fel de frumoasă ca tine! Hai! Dar te pricep la copii, a? Băi, ați văzut-o pe aia mică? Uite, aici! Iubita mea, tu știi cât te-am căutat? Măi, fată, tu nu te-ai gândit că poate o caută cineva? A? Ca unde putea să fie în aceeași casă? A venit și ea la tăticul ei, care-i problema? A, dar nu l-am văzut pe tăticul vreodată să se joace cu ea. Mai mult amanta lui tăticul. Hai, draga mea, să mergem la creșă, că poate se grăbește tanti Varvara să ajungă la serviciu. Hai, lasă, că nu ne grăbim. Stai, draga, aici, că poate mami are treabă. Ia uite la el. Aici. Mi-ai dat dracu și mi l-ai rumă mica pe toate, l-ai fermat. Eu? Tu ai vrut să dormi aici, Chiorete, eu ți-am zis cu mine în pat nu stai. Da, dar nu taia mă doare, mă mica. Mă doare că și că fiindcă m-ai călcat acușica. Aha, mă mai și jignești, nu? Nu de aia te dor, te dor că te-o fi tras curentul. Mai degrabă că m-ai călcat tancu. Poftim, mai zici ceva? Nimica, mă mica, că ai dreptate, m-o fi... tras tancul, curentul, ca cine la motoroaga ăsta, la tântișor, nu-i nimica nimicuță izolat. Vuiește vântul și pe sub ușă și pe deasupra și zici că ești la vârf omul, mă, mică, nu altă. Aoleu, aoleu, Ilarie, aceea ai rămas, ca tesul. Dar măcar mor la picioarele tale, șofico! Chiorete, nu mai dramatiza atâta. Hai să te urci în pat, hai! Nu dramatizez, dar eu singur nu pot să mă ridic. Bine, mă, te ajut, hai! Ajută-mă cu tu! Hai! Scuze, mama! Dar nu ți-a mers rău deloc de când am plecat eu de acasă? Te-ai făcut cât malul! Păi ce să fac, mămica, de la șaorma? Da. Asta e mâncarea bărbatului singur. O, zei, ce mâini dumnezeiești ai! Nu te opri, mămica, că e durerea cu mână.
Aoleu, ce-ar merge un ceiuț? Nu pot să cred, abia ce-am terminat cu tanții și încă unul s-a îngrijit de el. Stai pe loc! Nu cred că m-ai speriat! Ce cauți făi la mine în casă? Ai venit la furat? Nu ți-e rușine, făi, fată tânără și frumoasă, să intri în casele oamenilor și să furi? Nu ți-ai găsit și tu un boșoroc cu bani și cu picior în groapă, a? Nu știu pe nimeni, dar poate îmi prezis bata pe cineva. Ah, suntem și o prăzică cu firea, 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 furi, ce da? Crezi că-și cazi? Ina, stai pe loc, să te explic, stai pe loc! Mă doare în fucile, e poliția! E poliția, firea, 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 furi, și poliția! Vine poliția, ia toată parfa, ce crezi că-și cazi? Vine-o, bafă-i! Bună ziua, Loreta Nevăstuică. Vă sun de la secția de poliție în legătură cu reclamația de discriminare pe care ați depus-o la noi. Știu că vă este greu să vorbiți despre asta și au mai scris și toate tabloidele că sunteți grasă. Să mă pun în locul dumneavoastră? Desigur, o să încerc. O să vă mai sun când vă reveni să vă iau o declarație? La revedere! Bună ziua, domnul Gigi Verescu, manager la Verescu Fashion. Vă rog să veniți la secția de poliție pentru că avem o reclamație împotriva dumneavoastră pe motiv de discriminare. Meserie pe care. Alo, ce vrei, Vandame? Au, Sofico, știi ceva de pâinea mea? Vandame, nu știu cine ți-a ce ție pâinea, dar e clar că ai greșit numărul. Nu, pâinea mea aia. Pâinea minunea lui tanti, că azi n-am mai ajuns și eu trebuie să livrez, conform contract. Și tu te ocupi de tanti, deci de pâine. Dacă eu nu livrez pâine, plătesc penalizări, adică tanti, adică, mă rog, tu. Ah, da, nu se rezolvă, pâinea o să ajungă la tine, hai, pa. Osama, Habibi, alo. Ați trimis pâinea la brutărie pentru pâinea lui tanti? Nu. Păi de ce, mă? Păi, dăgână nu dă nimeni. Și acum e prea târziu, brudăria aia comandă gozi în urmă. Atunci o să o frământați voi acum, hai la treabă, hai! Noi doi? Da! Nu a avut timp, e mult de lucru la pâine. Atunci îi puneți pe toți de pe plantație să vă ajute. Nici așa timp destul, pâine de făcut mult și ei muncesc și l-a făcut greu. Atunci vă ajut eu! N-am ce face, Chiorete, dar chiar nu putem să rămânem fără pâine. Hai că te desfăcă! Hai, mă, hai la treabă, hai! Ia-o tu primul, mă! Eu primul de două ori! Vezi de aia, papițău! Mai ales tu, cârnule! Bună, Ema! S-a întâmplat ceva ciudat acasă după ce ați plecat. Aoleu, ce? Vandame, te-a obligat să te întorci în pat și să rămâneți acolo toată ziua și abia ai reușit să scapi? Nu, asta ar fi fost drăguț. În schimb, tanti Frosta nu m-a recunoscut. A crezut că am intrat în casă să fur. Eu n-aș mai lăsa-o pe fetiță cu ea. Cred că ea e Lilu Lilu cu cap. Ah, oh, mersi de informație, dar până una alta, eu sunt mama ei și eu decid. Cum vrei. Exact cum vreau, eu. Uite la asta, mă. Să rămână, doamnă, să rămână. Bună ziua, domnule Verescu, vă rog să luați loc. Încercam să intru în pielea victimei. Ce interesant! Cât de dedicată sunteți meseriei. Normal, dacă aș putea spune asta și despre alții că sunt dedicați meseriei și că au etică profesională. Da, etica. Etica ar trebui să fie întotdeauna pe primul loc. Auzi, domnule, știi ceva? Mie ce mi-e în gușa mea și în căpușă, da? Dumneata, ori faci mișto de mine, ori ești cel mai ipocrit om de pe planeta asta. Dar dumneavoastră, domnișoară, nu aveți gușă. Da, e clar. Ești cel mai ipocrit om. Oh, trăiți, domn Chester! Domnule comisar. Șef. Nu întinde coada, Mateescule. Auzi. Păi, grațile, nu-l cunoști pe domnul Chester Septimius Scarlat. Tu ce privești la noi prin secție? Nu că nu ne-ar face bine să ne revedem, dar... Am venit să anchetez o plângere a domnișoarei Grațiela, care m-a sesizat că nu-i sunt repartizate cazuri
care să o ajută să se dezvolte profesional. Dar, după cum văd, domnișoară, dumneavoastră ați rezolvat deja un caz și asta într-un mod cu totul și cu totul interesant. Mulțumesc pentru apreciere. Eu ies puțin până afară, că am nevoie de aer sau de apă sau de zahăr. Vezi că au băgat savarine la colț la cofetărie, proaspete. Cu frișcă? Cu șuncă. Vreți să vă aducă Grație la o savarină? Și o cafea, agent. Mateescu. Mă scuzi. Auzi și tu ce mi-a zis Varvara? Căci că tanti a luat-o razna iar, când a recunoscut-o și a acuzat-o că a intrat în casă să fure. Vreți gălăt? Băi, cine știe, poate e mai bine să nu mai aibă grijă de fetiță. Ca iurea, tanti e bine, n-avea nici pe naiba dimineață. Eu cred că asta e o gogoriță de-a Varvarei. Că vezi, doamne, ea se pricepe cel mai bine la fimea și să-l pune în bot pe fraierul de Van Damme cu ocazia asta. Mai nu cred că e capabilă de așa ceva, să se folosească de copil? Mai să știi că ea disperat nu este. Serios? Da. Ce părere bună ai despre ea și încredere. Văd că o cunoști bine. Poate foarte bine. Mie mi se pare mie, sau începe să încolțească iar la gap la tine ideea de gelozie. Hai mai bine să ne concentrăm pe Dan Divorța, că știi vorba aia la români. Primejdia bună, drege bazare. Ok. O să mergem acasă și o să o testăm pe tati. Să vezi că am dreptate. Ok, o să o testăm. Ce mă, mă, dracu să ia? Am vrut și eu să văd cum este în pielea la Barbara. Și e bine? Iar mă rube. Aoleu, aoleu, șalele mele, ce mai mă doare, ce mai mă doare! Ai șoficut-o cu mâinile tale la Dumnezeiești, să-mi iei durerea, mă, mică! O, mă, hocă, vin acum, vin! Hai, mă, vin! Zobi, mai avem trei chile de aluat, trece aici! Ia. Vin, vin acum! Mamă, să vezi ce-ți dau nasul ăla mare, cârnule! Aoleu, aoleu! O, mă, că vin și la tine, fii la mama Zobi mea, dracu! A căzut ăsta pe jos, cred că trebuie să facem altul. Aoleu! Nu, nu, că te arde-o pe tine, cârnule! Bună seara, domnișoară! Bună seara, domnule Chestor! Îmi cer scuze pentru cum v-am vorbit astăzi. Credeam că sunteți... Un ipocrit! Ah, nu! Deci chiar nu credeam cum... cine sunteți. Și vreau să-mi cer încă o dată scuze. Nu face nimic. Eu am trecut doar să... Dacă am înțeles. Să mă sancționați. O să înțeleg, perfect. Să vă invit la cină. Ah, am înțeles acum. Vreți să-mi plătiți cu aceeași monedă impertinența mea de azi? Considerați că este impertinență din partea mea să invit la cină o femeie atât de frumoasă? Adică cum? Adică cum? Adică vorbiți serios? Da, eu vorbesc serios. Dar dacă din motive numai de dumneavoastră știute mă veți refuza, voi accepta și nu vă voi mai deranja niciodată. Ah, nu, mulțumesc. Sigur că accept. Și de acum încolo ne tutuim. Vorbesc foarte serios. Ah, normal că da. Septimiu? Grațiela. Septimiu. Bire! Bire! Hai să întrebăm pe Dandy treaba aia, să vedem cum e cu planul. Haide! Dandy, ia vină prea puțin! Andreea, cu ce ești? Tot eu și mă deplasez. Tu nu ți-ai mișat fundul ăla lătăreț. Tot eu, care-și bătârnă și aleg toată ziulica după nebura aia de fita. Ce vrei? Vreau să te întreb ceva. În ce țară suntem noi aici? Te-ai tâmpit, dar tânăra făi? Nu, bre, hai, răspunde la întrebare, te rog, hai că nu mori. În primul rând, că ai pus bine întrebarea. Se întreabă așa.
În ce țară vrem să emigrăm cu toții? După care să stingem lumina. Din Românica, păi, ăsta e răspunsul. Asta întrebare? Cât fac 8 plus 9? E de băzde. Nu știu. Și am și un prieten. A dracu, nu ți-a plăcut nici biologia. 17 fărză, Ludo. Cine e tăticulul Cicinuca? Măta. Cu ochiul ăla de sticlă. De unde păcatele mele să știu eu cu cine te-ai cotărcit, ai făcut-o pe nebuna aia mică? Hai bre, zi ce știi, matale? Ce știu eu? Da. Păi eu știu că ai făcut-o cu zăpăcitura de vandan care se întinde acum cu aia altă fufă. Da, tu ar trebui să știi, dar că nici măcar asta nu mai știi. În loc. Mersi bre! E bine sau nu e bine? Cine Barbara de? Nu, mă, nu, o vezi că se dă interesantă degeaba. Hai! Și așa am prins mafia controlorilor din rata, be. Bine, nici eu n-am scăpat la ușor, dar... E fantastic ce-mi zici! Da, și... am avut și un caz în care am rămas singur cu 5 infractori foarte periculoși. Dar m-am concentrat. Ia aici niște țicăței, că sunt așa puri. Dar lăsă-mă pe mine să te șterg. Ce frumușești! Gata! Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Nici soare nu, nici viață nu. Iar eu mă simt pe nimeni nu. Buzele tale, nu pe tale, când le sărut, mă topesc pe picioare. Aud în suflet, doar cu un zâmbet, zâmbet. Agerco, tuzel. Uf, cât de obosită sunt așa, mă culc. E, lasă că mă dau eu jos, mă, vine, ca să vii tu în pat. Că tu ești frântă, nu zi... Vai! Vai! Mă rupe șarele, mamica! Las, dragă, stai acolo, că dormi pe jos. Dar nu se poate! Insistez! Hai în pat, acelea lângă mine, că o să fiu cuvincios. Bine, la ce durere am, îți dai seama că nu merge de prostioare. Am zis că dorm eu pe jos! Da, o idee foarte bună. Tu dormi pe jos. Excepțional. Au spatele. Au. Dec, mămica, dec. Nu ți-am zis să vii să dormi ca om în pat? Dar tu nu și nu, demnă, nu, eu dorm pe jos. Asta este. Eu acum aș veni și aș avea grijă de tine. Dar nu poți, că trebuie să mă duc la cirvici, că de-aia am lițit și el și era sol. Da, îți face grijă, că de seară tot la tine vin. Și atunci vin și te grijesc. Adică până atunci te descurci tu. Bravo! Au nesimțitul pământul! Mă schimb și am fugit. Alo! Da, Vandame, zi. Neața, doamnă, ia zi, cum stăm cu pâinea azi? Nu știu, stai așa un pic. Au, Osama! Au! Da, doamna Zabi. Nu ați comandat pâine azi? Nu, budut, că a expirat contractul și nu a făcut nimeni unul nou. Dar noi muncim de dimineață la pâine, fără cineva zis la noi. Cum așa? Băi, dacă se trezește baba forța din Alzheimer ăla și vede că nu e afacerea părată, ne zbindecă. Livrăm și azi. Super! Și după cât m-a ținut la telefon, nu putea să-mi zică în prima. Mai trăgeam și eu un pui de somn. Aoleu, îmi bubuie capul, nu mai beau, final capul meu a fost și să fie de proastă. Ce faci, bre? Ești bine? Bine, pe dracu, nu îmi bubuie capul. Dar de ce întrebi? Bă, așa întrebam și eu, dar acolo ce ai în castran? Ce să am? Ciorba de potroace, nu asta să mănâncă după băutură? Tu nu vezi, păi, sunt cerealele luftit. Sunt alufit, dar trebuie să le duc, ce proastă așa. Și după ce dai cerealele, ce faci? Mă culc, ce doamne! O duc la creșă, făi zăludă de bine. Ai probleme cu masarda, dar mă tot întrebi? Mă cam îngrijorez în ultima vreme. Stai preliniștită că sunt bine. Hai că am plecat, să rămână, să ai o zi ușoară. Hai, iubire, hai. Hai, ești bine, eu sunt pletoasă. Vezi, mă, că e bine. Da, mă.
Da, unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu e, nici viață nu e. Ah, dar eu mă simt chiar lui. Da, unde dragoste nu e, nimic nu e. Bună dimineața, dragii mei colegi! Sper să aveți o zi minunată ca a mea! Da, unde dragoste nu e, nimic nu e! Azi, colega, iartă-mă că te întreb așa! Ia zi! Ui, ai câștigat la loto sau de ce ești așa? Câtă indiscreție, nebunaticule! Da! Graziela, dar ce e ceva schimbat la tine? Se vede? Sper că n-ai uitat că trebuie să rezolv cazul, da? Ce caz? Ce caz? Cazul pe care ți l-am dat ieri. Ah, da, cu grosana aia, cu fata care vrea să devină model. Ce model, mă? Ce model? Voia să angajeze la o casă de modă și l-au primit-o într-adevăr, că era prea umflată, prea grăsă. Așa și. Și ți-am zis că vreau să iasă bine. Cine? Ferete, dăm un cap în gura. Ordine, să trăiți! Cum docuiești ușa așa repede, mă? Sunt atrelat, bre! Cazul! Reclamanta! Care caz, reclamanta? A, da, șeful, stai liniștit! Totul va fi bine! Totul va fi bine! Mâinele în aer și strigă cu mine! Totul va fi bine! Găzirea! Găzirea! Părăște! Da, unde dragoste nu e, nimic nu e, ce da. Ce zici că e radio? Au, spatele. Auci. De viața mea. Ce frumoasă ești, mă iubești? Mă iubești pe dragul să te iasă, mă, cine ești, mă, mă, plică, așa, tine, mă, du-te, du-te, du-te de mâine! Mă moi? Tanti! După mine, mă! Tanti, ce ai vrei cu păpușa? S-a întâmplat ceva, ești bine? O rup că e ei! A cui? A lui surme, a lui Cicinuca! Că de când a venit Cicinuca pe lume, mămica nu mai a de aia se îngrijește! Cicinuca în jos, Cicinuca în sus și pe mine m-a abandonat! Pe mine nici măcar nu mai vrea să mă mai vadă, nu se mai dă la mine! Lasă, bre, păpușa, că o strigi degeaba! Mami Ema te iubește la fel de mult ca pe Cicinuca, doar că ea e mai mică și are nevoie de toată atenția din lume. Nu e așa mare ca tine se descurce singură. Adică eu sunt grasă sau ce? Bine, mă, nu-i mai fac nimic. Uite, promit, gata, o mâncă-i, nu vezi? La fel mi s-a întâmplat și mie când eram mai mică și s-a născut frățiorul meu, Vasile. A, ai fost tu grasă când erai mică? Ok, nu vezi că nu-i mai fac nimic? Uite, o mâncă-i, o pieptăn. Tu trebuie să fii drăguță cu Cicinuca. Să o iubești, să te joci cu ea. Bine, ok. Atunci o să mă joc cu ea în dieceu. Și mă duc și o ascund pe asta acolo, că Cicinuca se duce și o caută. Bine, tanti. Eu mă duc la serviciu acum, să fii cu minte, da? Da, o, do, do. Că dracilea cu bujele alea, că zici că-ți ventuze. Hai, pa! Păi își promit că nu-i mai fac nimic. Absolut nimic. Bună! Bună! Ia loc, te rog! Mulțumesc! Wow. Asta da surpriză! Erai singura din secție care n-avea nevoie de serviciile mele. E, uite că am, dar e de bine! Ia auzi! Asta chiar că e neobișnuit! Mi s-a întâmplat ceva minunat și dau pe din afară dacă nu zic și m-am gândit să vin la tine pentru că trebuie să rămână strict secret. Iar pe tine te obligă deontologia să nu sufli nimic. Mă bucur că ai încredere în mine. Ia zi-mi, ce minune s-a întâmplat? Am un iubit. Dar ce zic eu iubit? E un super iubit. Bravo ție! E din poliție? Mm-hmm, da, e chestorul. Septimiu Scarlat. Cum naiba să se întâmple asta? Eu am plecat acum la treabă, te pup. Atât am avut să spun. Pa! 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 Ce vorbești? Ce ai văzut așa? Alo? Bună, Septimiu! Da, Teodora sunt! Nu ne-am mai auzit de mult, da?
Pot să vii puțin pe la mine, pe la cabinet? E important. Da, ok, ok. Te aștept. Pa! Ce idiot. Ia uite, uite, da, mă băzi pe mine în boză. Dar nu mă mai degubesc pe urmă. Am o veste proastă. Tanti era și mai rău azi. A făcut o criză exact înainte să plec. Ce griză, mă? Măi, ia spune, te rog frumos, cum a făcut ea la griză? Credea că e sora lui Cicinuca și că mami Ema nu o iubește la fel de mult de când a venit aia mică pe lume. Băi de mine. Hai mă, că asta e prea de tot. Am vorbit noi cu ea dimineață și era ok. Mai tai și tu din ele. Treaba ta dacă nu mă crezi. Și tu, Hasane, poate vii și tu mai devreme la muncă, nu în ultima secundă. Să mai repezi o dată prognoza aia meteo înainte să intrăm în direct. Dar de ce să vină, dragă? De ce să repete? Că tu prost o zice. Cum adică eu zbrăz? Nu, iubire, vreau să zic că stricat. Adică eu stricat? Nu, tu, iubire, vorba, grai... Să vezi ce strigăciune îți fac eu ție. Două minute întregi. Pe, nu ne rugăm atâta. Știi ce-a vrut să mă vezi? Ce e așa de important? Păi să văd cum îți merge, dacă s-a schimbat ceva în viața ta. E important pentru mine să știu că ești ok. Merge foarte bine, mulțumesc. Mă bucur. Mă bucur că te interesează. De fapt, știi, eu am pe cineva. Serios? Da. O cunosc? Cred că da. E fata cea nouă de la secție. Grațiela. Nu glumești, nu? Nu. Păi ce să zic, dacă te simți bine așa? Da, e... Poftim. Bună, Poponeți. Am întrerupt ceva cumva? Nu, eu tocmai plecam. Îmi pare foarte bine să te revăd. Frumoasă ca întotdeauna. Mersi. Domnul polițist? Da, șeful, dă-ți-mi 5 lei să vă spun că aveți chipțul de sub. Suntem chit. Și tu. Da? 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 L-ai văzut pe ăsta, nu? La costum? Am văzut. Bine. Da, nu mai umblă cu uniforma, că vorba aia, nu? Funcția dezvoltă organul. E șef. Da, dar cum rămâne cu... Cum rămâne? Că cum să-ți zică? Că ești mai frumoasă, că i-a părut bine. Și aveai și șlițul desfăcut. Ce fel de femeie ești tu? Care... adică eu ce sunt, mă? Un amant? Înșelat cu un alt amant? Adică... A? Dar tu ce fel de femeie o crezi, mă? Gura! L-am chemat ca să-mi confirme o știre bombă. Ce știre bombă? Stai jos, să nu cazi. Stai, mă, jos! SS este iubitul grațioasei voastre colegi, Grațiela! Nu cred! Ba da. Ce prostie! Ba da, mi-a zis și ea și el. Foarte tare! Cum s-a ales ăsta, mă, vorba aia, dită, măi, cu hipopotama? N-ai zis tu? Funcția dezvoltă organul. Au, au fost spatele meu! Vai, mămica, mititica, uite-o cum suferă! Vezi ce bine că am venit-o mai devreme ca să te grijesc, să-ți fac un ceai? Nu, mersi. Atunci, măcar trebuie să-ți fac un masaj dintre ăsta profesional. Ia mâna de pe mine că mă descurc și singură, da? Nu trebuia să fii aici pentru mine. Mămica, să știi că scârba de Matiescu mi-a aprobat mutarea la țara aici. Așa că în fiecare seară trebuie să fac naveta. Ba nu trebuie, Chiorete. Poți să te muți când vrei la oraș. Ce oraș? Pe mine trebuie oraș că eu nu pot a trăi fără tine, mămică. Așa și n-am nicio soluție. Doamne, să fii greșit la pâine. Nu are destul har. Nu poți destulă minune înăuntru la ea. Ce, mă? Adică eu am muncit atâta de mi-am rupt spatele și tot n-a ieșit nimic? De asta-i, mă, așa. Dar de ce să mă chinui eu pentru toți când tot ce am vrut să fac era doar să cânt? Sunat, că altfel te sunam eu, să știi că încă n-am primit pâinea. Și nici n-ai să o primești până nu mă plătești vandame, da? Că e afacerea ta și a lui tanti, iar eu nu muncesc pe gratis, că m-am săturat să trageți toți de mine și eu să rămân cu buza umflată. Ok, ok. 15% e bine? Ok, ok, e bine. Și tu n-ai decât să dormi pe jos, da? Că nu mă mai sacrific pentru nimeni. Pe jos? Da. Pe jos, mamica.
Pleacă dracu cârnule, mai te rânji aici. Deci, în loc să mă pun bine cu internele, mă sună nevăstuică și mă face cu uși cu oțet. De ce? De ce? Mă întreb de ce, nu? Da. Pentru că tu ai tratat cazul pe care ți l-am dat cu fundul. Da, și eu o să-ți trag o sancțiune, de o să te usture. Și pot să mă reclam și la chestor, și la mama chestorului, și la doamna chestorului. Șef, dacă îmi dați voie, Duni, ea a făcut ceva, adică i-a trimis o scrisoare foarte frumoasă victimei, în care i-a spus o chestie drăguță, că și persoanele astea mai supraponderale, grase, trebuie să aștepte un pic și în viața lor o să apară tot frumos, adică persoana potrivită și vor fi fericite și nu o să mai treseze așa repede. Și... cred că i-a făcut bine, dar n-a ajuns răspunsul la fata aia și probabil de-aia e scandal și v-a sunat domnul nevăstruic. Auzi, mă, de ce nu te faci tu avocat? A, că nu țin minte toate hârtiile. Dar chiar, te rog, vă, mâna ta, ai venit acasă, fata, am pierdut-o pe cicinuca. Ce ai făcut? Nu te mai răgni, că e acelea în casă. Am adus-o de la casă, am intrat, am cuiat ușa și am pierdut-o în casă, dar nu știu unde e. Cicinuca! Ce s-a întâmplat? Cicinuca nu e acasă. Cristina! Mai e în casă, dar nu știu unde e. Cristina! Cicinuca! Nu e sus! Caută-mi pivniță! Caută-mi pivniță! Cristina! Cristina? Cristina! Ia uite ce avem noi aici! E frumoasă! Du-te la mână, că să-și vedea că nu te găsește! Hai, iubit! Haide! Haide! Păi mie, cum de te-ai ascunși, mă, fată, măi? Ia zi, madam! Și? Acum crezi că tante a avut o criză de dimineață sau nu? De unde oare știam eu că păpușa aia urma să fie ascunsă în WC, mă? Hai, ascult! Unde făi, buzată? Tocmai de la mine! Păi nu ți-am spus eu cu gura mea că cicinuca are prostul obicei să-și joace cu păpușa aia cretină? Tocmai în WC, unde am spus de atâtea ori că nu e un loc bun de joacă pentru copii! Deci? Incredibil, mă! Incredibil! Nu mai zbor, gata! Lăsați-mă, pace! Ia uite-l tu pe ista asta, după ce că este o intrigantă, da? Mai și urlă ca nebună. Ce se mai uită și la tânăr și neliniștit? Ai văzut cum urlă peste tine? Bună! Bună! S-a mai întâmplat vreun miracol? Uite, de data asta chiar am nevoie de ajutor profesionist. De fapt, nu chiar eu, neapărat. Dar care e problema? Uite, știi, eu și Septimiu... Înțelegi tu? Wow! Adică era normal, nu? La un moment dat. Da, știi care-i treaba? Că de câteva ori îmi spune Hilde în timp ce înțelegi tu. Și nu știu care-i treaba. Păi, se simțea omul probabil foarte bine și a uitat pe cel meu. Se mai întâmplă. Serios? Atât de bine? Da, ce să zic, sunt sigură. Că vorba aia a fost dragoste la prima vedere, nu? Și ce dragoste, mă, mai mare! Wow, nu cred, atât de bine! Oh, m-am plecat, pa! Ba, ba, la revedere! Atât de bine! Oh. N-am s-a părăsit Hilde, asta! Hilde, ia! Ah! Merge? Haide să reușește! Ai început să plăiești! Nu știu, poate ți este, dar se aude un fluierat fără. Eu l-aud pe octon! Repede? Vezi că azi trebuie să rezolv cazul. Ce caz? Da, băi, bine!
Păpușelele! Bă, cum vă cheamă? Păpușa, pe... Cum... Cum îl cheamă pe ăla? Bă, veniți în coa! Ah, păpușa mea! Și tu, Varvara, ați venit pe voi, vă... Au venit... Oulu! Au venit niște știri bombă, ultimele știri. Puteți să faceți ce vreți cu ele, nu-mi pasă. Da. Și tu, și tu, vedeți cum le spuneți pe post că sunt nasoale și o să se sperie lumea. Dar ușor, vă rog eu, că... Ușor. Deci, șeful nostru nu cred că se simte bine. Și nici eu nu mă simt bine deloc. Aoleu, e contagios? Băi, e chiar rău, dar rău, rău! Da, ia uite-mă, s-a luat și la tine. Aoleu. Păi, Hasane. Da. Tu trebuia să fii la mine în birou la un moment dat? Eu am văzut odată, șeful. Hai, mă, să mă ajut odată. Stai că nu găsesc încălțările. Vezi, nu calci pe găină. Oh, nu era găină. Bare de damă. Ia nu s-o fică, cred că e ziua aia de mere. Oh, era băgut în gurde. Extraordinar. Mă, cine nu se poate închide un oi noaptea? La 4 dimineața începe să cânte cocoșii, să latre câinii, să orăcăie, să mâcăie, să pârțâie, să fâsâie. Și când s-a potorit animalele pădurii, intră răpui în tură, mă. Și ăștia în loc să facă liniște la animale, ei se rănește mai tare decât toate la un loc. Nu se poate. Serios, eu n-au nimic. De... Ți s-o fi urcat orașul la cap și acum viața naturală de la țară nu mai e de nasul tău. Hai, taci, că vreau să dorm, te rog. Ha, să tu... Eu să tac? Extraordinar! Adică din toată larma asta, vacarmul ăsta general, numai vocea mea tiranjează, de parcă n-ajunge, mă, nenică, că trebuie să mă trezesc o oră mai de dimineață ca să ajung la cirvici. Acum nu, trebuie să mă scor chiar de viu în orice odată cu găinile, la propriu. Păi dacă vrei să te muți înapoi la capitală, eu sigur nu te rețin. Ce să mă reți, că ai tu un noroc. Că sunt eu băiat cu obraz și finuț și trebuie să am grijă de tine, că ești plăpândă. Cum să te las eu cu toată ceata asta de răboi pe câmp? Da, că până acum nu știu ce m-am făcut fără tine. Stai, mă, liniștit, că l-am pe Marian, e protecție maximă. E. Hai, te rog eu mult, somn ușor. Mersi. Sau, mă rog, serviciu ușor. Ceva ușor, ce-o fi. Vezi că ai plecat cu porci. Pentru oi ca mura neagră, n-am dormit o noapte întreagă. N-am dormit, dai lui să-mi verzi. Bună ziua! Bună ziua! Domnul comisar Mateescu este... Este. Mi s-a vărut mie că aud vocea cristalină a domnului Chestor Septimius. Trăiți! Ce vânt vă aduce pe la noi prin secție, iar? Domnișoara, desigur, în interes de serviciu. Știi, dacă era un alt interes, ne interesa pe noi, ce interes avem? Nu! Să ne intereseze. Numai un interes profesional poate fi între noi, pentru că noi așa suntem profesioniști. Da. Am venit aici ca să aflu dacă mai este marginalizată. Nu, jur pe roșu, că nu mai e. Adică, să știți că am instituit un cod roșu de colegialitate. Zero, ai lapte și miere, amabilitate și colegialitate. Totul merge strungă. Asta, strună, mă scuzați. Ok, foarte bine. Mă bucur că este așa. Și acum plimbați voi struna de aici, pentru că vreau să aflu din gura ei adevărul. Nu, pentru transparență totală trebuie să rămân și eu aici, să văd dacă tot este deontologic, dacă ceea ce spune este corespunzător cu realitatea, cu adevărul. Discuția nu poate fi influențată nici direct, nici indirect. Gura ei vreau să spună mie adevărul. Da, dar ce influențează cineva gura? Uite să zic că ea dacă o marginalizează cineva, zi tu, Grațiela. Adevărul este... Vedeți, și ea recunoaște. Dacă ea recunoaște, atunci... Eu trebuie să finalizez ancheta. Și dacă nu dispereți imediat, vă tai. Leafa. Eu oricum avem niște treburi. Să trăiți? Dar și eu trebuie să ordonez... Ordonez niște probe. Finalizați liniștit aici și nu tăiați nimic. Lăsați-o acolo unde e. Septimiu. Draga mea. Da. Trebuie neapărat să vorbesc cu tine, am niște informații din interior.
Da. Va fi un mare iureș legat de super furtuna. Da. Sunt niște informații foarte secrete. Să știi că și populația va fi prevenită să se adăpostească, dar noi va trebui să fim în stradă ca să asigurăm ordinea și liniștea publică. Să vină potopul. Eu sunt pregătită. Pentru asta m-am antrenat ani de zile. Să vină potopul. Dar tu ești o sensibilă, o delicată. Nu te pot lăsa singură. Voi fi alături de tine. Voi fi în fața ta. Voi fi spatele tu. Voi fi peste tot. Ai, ce foame mie. Cavalerul meu iubit. Ai, ce drăguț. Eu zic mai bine să ai grijă de populație, de nevoiași. Eu sunt cât o armată când e vorba de salvarea oamenilor. Armată? Ține-mă ca în Titanic. Șefu, că ține-o de șanse. V-am lovit la parte de sud a țării, inclusiv la capitală, adică la București. Specialiștii spun că furtuna aceasta este un fenomen extrem de rar. Și are loc odată la câteva mii de ani. Populația este rugată să caute adăpost sigur și să nu intre în panică. Am ieșit. No, omule, mamă. Ce ne facem? Ce ne facem? Tu îți dai seama cât e de grav dacă ni s-a spus să nu intrăm în panică? Alau e mare și tare. Poate face el o schimbare. Ia uite, băi, la momente de panică mă apucă poezia din mine. Eu zic să ne rugăm la el. Adică vrei să-mi schimbi religia și să mă rog la Allah? Nu, te rogi la Dumnezeu? Și Dumnezeu e unul singur. Așa, da. Și îl cheamă ala. Bă, tu-ți bagi joc de mine acum, prag de furtună? Hai, se roagă fiecare în liniște, la cine vrea și cum vrea. Ok, hai, în genunchi și roagă. Nu, genunchi e de jos. Nu faci de asta, eh? Da, așa ziceți, bă. Aoleu, mamă, dar ce bine arăți! Adică, ce bine arăți pentru un om mort! Ești că ești mort! Mă pup în surcă cu glumele tale de șantier. Că chiar sunt frân de oboseală. Așa o să și scrie pe certificat. De ce spun... pui epuizar? Dar de ce ești, mă, așa? Ce, așa te întrebuințează Sofica? A, păi n-ai vrut tu, mă? Acum de ce te plângi? Acum de ce te plângi? Mă, eu am vrut, dar n-am avut parte. Cum adică n-ai... Păi n-am... Cum n-ai? Căci că fiindcă dacă nu mai are grijă de o doroagă, s-a apucat iar de cântat. În toate bodegile. Și că vine ea noaptea de la cântări, mă trezește... Și? Și adorme instantaneu. Și începe a-și fărăi. Mamă, știi cum face ca joacă? Și atunci aș sta ca bă, pe coadă, că mai pot să dorm. În zgomotul ăla infernal n-ai. Și stau. Mă, și când gata să picotez, pac, urlă cocoșul. Cucurigul în sus, cucurigul în jos, vine să sar pe gen, să-l îmbregățesc. S-a pătorit cocoșul, începe găinile. S-a pătorit găinile, începe rațele, gâștele, miorlă pisicile, latră câinii și cola peste pupăță. Vine răboi, bă, care zici că-i surzea-i dracu și când răgnește unul la altul, acoperă toată alarma aia. Ce să dormi? Merită, mă, toate sacrificiile astea? Băi, atenție la mine. Am primit o informare de la Institutul de Meteorologie. Vine o furtună devastatoare. Adică stai, mă, măricică. Așa că voi o să fiți mobilizați pe teren. Hai, succes, vă țin pumnii. Succes, ne ține pumnii. El se baricadează singur acum în birou ca de teori și noi se ducem pe teren. Dar eu de ce să nu mă duc? Să mă duc și eu la Teo și să ne baricadăm și noi un pic așa și să numărăm. N-avem bani, dar numărăm numerele. Și șofecuța mea e așa de gingașă și vulnerabil. Dacă se sparie și se oprește inimioara de fric, mititica. Tu de care Sofiicuța vorbești, mă, de Sofiicuța? Mai zrai că nu-i chiar. Păi, haide, mă, că așa. Ești de Sofiica, colega polițistă? Da, mă. Ia, e
Ca să spar e ușor, mă. Abibila, sufletul meu, vine bădăb. Vârdună mare, măi. Primit noi informare de urgent și e pericol mare. Nas, că am văzut eu că pe toate posturile nu mai despre asta se vorbește. Dar numai sper eu de doi copaci rupți, un pic de vânt și o găleată de apă în plus. E, te flășc. Băi, e flășc mare de tot, măi, femeie, tu nu înțel. E dezastru, băi, e tornadă. Tu știi ce trebuie făcut la tornadă? Mai bine ține copilul în gază și pune-l la loc sigur. Tornadă? Eu? La noi? Bă, tu ai nebunit și acum am zici? Nu aveți și voi informări meteo din timp? Ce a picat așa din cer? Da? Păi dacă nu bigat din cer, de unde s-a bigat, măi? Aoleu, vine mai acasă, că eu nu vreau să fiu singură la greu, te rog! Ne, situație prost, eu trebuie să-ți dau aici, că poate intru în direct. Hai, mă, iubire, mă, hai, mă, iubire, cum să fii despărțiți în astfel de momente? Știi ceva? Dacă atâta contez eu pentru tine, atunci... Hai, pa! Vrea, cine face că vine tornada și potopul și furtuna și asta mică se sperie de tunete? Aoleu, dacă pățim că americanii aia și ne inundă... Și vin toate trei pe capul nostru și tornada și furtuna și potopul. Da. Doamne, ce ne facem? Păi o să ne trebuiască un bărbat, măcar cu o găleată, să ne ajute să scoatem apa din casă dacă ne inundă. Ah, știu cine, Van Damme. Hai, bre, ai nebunit, da. Van Damme? Da. Nu apelez eu la ex-ul, o fie el tatăl fetiței, dar știi ceva? Am și eu mândria mea. Vine urgina, vine totul peste noi, o să murim cu toții. O să... Ai junca! Trebuie să găsesc un loc unde să nu mai ia apa și să mă înnec. Ce faci, dragă? Uite, credeam că mi-am pierdut ceasul pe acolo, dar nu e acolo. Da, ceasul și când te gândești că vine tornada... Tornada? Da. Adică nu e o furtună mică, e de tai tornada la noi în țară, măi? Da. Păi atunci trebuie să plecăm noi, să nu ne găsească acasă. Ce vorbești, dragă? Nu plecăm nicăieri. Rămânem aici și ne adăpostim la loc sigur. Ce nu că e afară? Cum e afară? Păi am cum vrei afară? Ai nebunit? Nu ieși afară, lasă copilul în curte! Băi, băi! Închide ușa, așa! Bună! Alo? Ai auzit de furtună? Băi, am informații că o să fie nasol de tot! Și eu aș vrea să fiu lângă tine, ca să te protejez. Da, mă, nu fii copil, că nu mă speli pe mine o ploicică și un vânt. Când eu am 10 nebuni pe zi care se manifestă în toată splendoarea, alea furtuni, nu 3 picături și un nor. Teo, Teuța, mie mi-e frică de ce ar putea să se întâmple. Și eu trebuie să rămân la secție, nu pot să fiu cu tine dacă mi se întâmplă ceva. Dacă nu ne mai vedem niciodată, sau dacă mă nec. A? Sau dacă, uite, vine așa o tornadă și mă ia cu tot cu sediul secției. Sau poate cade peste mine un stâlp și gata. Băiete, adună-te și nu te mai uită la filme proaste, da? Că-ți cauzează la gândire. Bună ziua, șeful! O, vai, ce colegă bună avem! Mereu am zis că avem o colegă excepțională! Mulțumesc! Sper că și Don Chestor apreciază chestia asta! Auzi, apropo, ce-a mai zis el? Așa... Discuțiile noastre sunt confidențiale, șeful. Nu spun nimic. Dar nu mă interesează ce ați discutat, măi! Voiam așa, dar să știu... părerea ta, că știi că pe mine mă interesează tot ce spui. Șeful! Da. Aoleu, nu-i nimic, aduc alta imediat. M-am frit, nu mai strânge. Șeful, eu cred că ar fi cazul să-ți iei iubită. Uite, să te panseze pe rana acum că te-ai fript cu cafea. Nici nu știi ce înseamnă să fii îndrăgostit. Doamne, e așa de frumos să simți că plutești pe norișori. Că toată lumea e fericită în jurul tău, șeful, dă mâna să te panseze. Păi, măi, Grațiela, pe mine nu prea mă interesează chestia asta, pentru că eu, momentan, vreau să mă dedic total carierei și problemelor de serviciu. Oh, n-ai bine carieră, că m-ai zăpăcit! Ce atâta carieră, ce atâta izolare, muncă! Uite, vine furtuna acum și nici nu știe dacă mai scăpăm cu viață, nu? Hai, lasă-o încolo! E așa de frumos, șeful, nici nu știi. Și pe urmă o să regreți mai târziu. Eu nu regret nimic. Nu? Încă. Hai, dă-mă, hai, fac. Lasă că îl sug. Eu șpar. Vai,
Dă-mi tercigni, furtuna care încă n-a venit. Unde naiba mă paci? În pivniță brec, acolo este cel mai sigur loc. Cum să fie mă cel mai sigur? Că doar nu-i buncăr hidroizolat. Acolo intră apa privată peste noi. Băi, încetați. Ghiu, fata, fata, vezi să nu cadă. Vezi să nu cadă. Băi, Van Damme, băi, descuia ușa că aici murim de foame. Van Damme, descuie că asta nu e pivnița hidroizolată. M-am ocupat eu de tot, stați liniștite. Van Damme, deschide ușa dacă nu vrei să te târnui când o ieși de acelea. În top și Jerry nu se neca nimeni. Ieșiți-mă odată de acolo, că sunteți zita mai mata halele. Alah supărat și țipat la noi, nu auzit? Alah supărat pe naiba, astea spune-te proștilor. La noi nu e dur, Nade. Nici la noi nu e. Și ar fi mai bine să ieșiți mai repede de acolo, că dacă nu vă scot eu cu mătura, ca pe pisici. Mai chema ce vreau? Închide ușa după tine și vină mai aproape, că am ceva important să-ți comunic. Așa. Ce? Băi, mi-e teamă că Moby Dick mă hărțuie sexual și a găsit și o cale să o facă cu acoperire legală. Aha. Nu înțeleg. Noroc că pot eu să traduc și pentru pentru subaltern. Bun. Grațiela se dă la mine și are acoperire povestea aia cu marginalizare. Și mie mi-e frică. Deși ar trebui să te las să te frământi pentru ce ai zis adineaur. Pot să spun că n-ai de ce să-ți faci nicio grijă în privința ei. Pe cuvânt. Nu ne mai e frică. Gata. Păi da, vouă nu vă mai e frică pentru că vouă nu vă mai face avansuri bolnave. Dar mie da, iet. Wow. Cum e? Am glumit. Și știi care-i problema? Nu pot să joc fotbal de masă. Nu e bun că hidroizolat. Păi înseamnă că acolo se inundă prima oară. Și e ceva, mamei, mi ți-a spus mai devreme, mă. Așteaptă că vă deschid. Gata. Mare norocația, vă, că mi-am înghițit ea și m-am mânecat cu ea și am scuipat-o afară. Ești un stâmpit, Van Damme. Nu înțeleg cum piști tu pe capul meu tocmai în momentele astea grele când ar trebui să fiu cu Habibi al meu. Adică barbara mea nu e acasă, păi unde e? Unde e? E la studio cu Hasan. Stau amândoi în stand-by să intre în direct cu știri despre rahatul ăsta de furtună. Cum să reziste bietul de el fără mine? Că el l-a văzut în viața lui o furtună ca asta, că e acolo, n-au așa ceva. Păi, dar tu crezi că Varvarica mea a văzut așa ceva? Că ea e tinerică, ea n-a prins nenorocieri de-astea. Cred că e moartă de frică la ora asta. Iubire, te rog, te implor, vin acasă. Vreau să fim împreună de furtuna asta mare. Firar mama lor de intervenții în direct. Varvi, te rog, eu iau un taxi și vin eu imediat acasă, pentru că momentele astea trebuie să petrecute împreună, da? Cum? Firar mama lor de intervenții în direct. Lasă-o la mine, că între voi două. Toată lumea sus pe scări, în dormitorul de sus. Am văzut eu într-un documentar despre lăcuste că acolo trebuie să ne adăpostim, că apa nu vine sus. Adică, ideea e că apa nu curge sus. Deci, toată lumea sus! Da. Sau era despre șoarece? Nu contează, era un documentar! Hai sus! Noroc cu tine că ești deștept! O, să treci, Don Chester! Cum? Să stau în permanență cu domnișoara Grațiela că ține furtuna? Dacă e ordin, cu plăcere! E ordin? Am înțeles. Pămânețule, sunt un om mort. Mi-a ordonat SS să mă cuplez cu mamutul. Băi, dacă știam eu ce ușor se panichează celebrul comisar Matescu. Nu erai mă tu celebru, eram eu celebrul comisar Poponeț, nefricatul, cel care... Gata, nefricatule, uite asta e. Tu și Chiorete plecați pe teren și eu rămân cu individa aici la birou. Că barem pot să mă încui în celălalt birou al meu. Așa pe stradă, dacă mă prinde gorila și mă înghesuie într-un gang, sunt pierdut. Ce răzmașa de răul meu, mă, Poponețule, nu ți-ai fi eu simpatic? Mă, dau un pic de umanitate să ai și tu în tine, mă, să râzi de răul meu, mă. Să faci? Nu ajunge că nu e cu mine, dar mai e și cu aia la studio. Tu știi că oamenii fac lucruri foarte ciudate de frică? Ce
cine știe ce fac aia pe acolo, ce pofte ne mai vin, eu mă duc acolo. Nu te duci nicăieri, stai aici, pentru că ești mama copilului. Deci, orice ar face ăia acolo, putem să facem și noi aici. Stai liniștită că nu fac nică n-aunde. E, n-aunde? Putele de la studio sunt perfecte, le-am încercat pe toate cu Hasan. Serios? Băi, dacă scăpăm cu viața după nenorocirea asta, o să încerc și eu cu Varvara pe ce uitele de acolo. Doamne, când unul, când altul. Mă, părinți inconștienți ce sunteți. Vouă vă arde numai de cotărceală când vine furtuna pe capul nostru? Dar de instinctul de conservare s-a ales praful? Corect! Toată lumea în dormitorul de jos. Că dacă vine nenorocirea prima oară, lovește etajele de sus. Da! Toată lumea jos. Am văzut eu într-un documentar despre șoareci că acolo e cel mai bun loc. Hai! Și unde despre lăcoștii? Hai, mă! Hai, Cicero, hai din nou! Hai cu liftul, hai! Opa, și ce ai mai gătit în ultimul timp, grație? Ei, șeful, am făcut niște ardei umpluți, și o ciorbița la grec de pui. Da! M-a luat prin surprindere tunetul ăsta, bum! Păi da! Și chestia, o să tune la furtună. Ne-a mai pomenit asta. Și eu mă mir. Da! Curajosul nostru comisar e sub birou de frică. Nu, pierduse-mi ceva și m-am plecat să iau, gata. O, șefă, că a fost un tunet, e furtună, normal, ce te panichezi așa? O să treacă furtuna. Auzi, ia, fii atent că am făcut un ceai pentru mine de lavandă. E bun pentru lingurică și stări de panică. Ia și bea, da, ia și bea, că-ți face bine. Ce bună ești cu mine. Hai, dacă asta mi-a fost soartă, treci aici, măi! Băi, nesimțitule! Cum îți permiți așa ceva? Eu am un iubit, să știi! Și eu! Și să știi că am să plec pe teren! Cum îți permiți tu, un domn așa, care îmi prezintă demnitate, să dea la o domnișoară ca mine? Eu am plecat pe teren pentru că aici nu mă mai simt în siguranță. Stai că domnul chestor mi-a zis să stau cu tine, că ține furtuna, mi-a ordonat. Ha, da? E, ce-ar fi să-i spun eu chestorului că ai vrut să mă violez oral? Eu? Și dacă nu mă las să plec, poate chiar mă răzgândesc și am să-i spun tot. Și acum am să plec în furtună decât să stau cu tine. Pleacă. Plec. Pleacă, poate mori. Pleacă. Mă, că mă întorc la tine. Pleacă. Mai beau niște ceai de levanți. Ia, ieșiți de acolo! Ieșiți, hai! Doamna Zofie, nu mai de la noi! Nu-i speriați! Lăsați la noi sub masă până trece furtun! Furtun? Da, să știi că un furtun cu apă ar fi bun să vă scot de acolo. Nu! Brămin vine lucrat dublu sau chiar driblu dacă lăsa la noi. Dă-i cu furtun! Uită pe noi ca la câini turbați! Na, mă, na! Că poate cu cortul sunteți mai obișnuiți, na! Aloc e mare și Zanti tot e mult! Cum? Adică, în sens bun, ai inimi mare, zărmâna! Hai, colegă, că nu poate să se întâmple nimic! Hei, nu! Văzut eu film pe net, morți de brusdie! Cu ce? O mie de moduri ca să murgă prostul, măi! Moduri stupide de a muri... Dar nu e cazul. Noi suntem într-o clădire sigură și nu se poate întâmpla nimic. Să știi că eu nu vreau să stau fără tine. Măcar filmați-vă să văd eu ce faceți. Adică să văd că ești bine, da, aia. Și mă filmez și eu. Și nu m-am gândit că e mai bine ca măcar să ne vedem dacă tot nu putem fi împreună. Da, te filmez să-ți văd ochișorii aia frumos și mă filmez și eu în același timp și ne vedem. Ai putea să te filmezi și o să fac și eu la fel, ok? Bună idee! Eu nu mai am net. Let's get the double meu. Băi, nu mai stați în living! Voi nu vedeți câte geamuri sunt pe acolo? Plecați că dacă vine furtuna, se sparge și face joburi peste tot? Păi în subsol o să se umple de apă. Etajul poate să-l ia tornada și dormitorul mic e plin de obiecte contundente. Și e și mic. Când aia îi zice mic. Mergeți în gadă. Am văzut eu, Benet, cel mai sigur loc e în baie la gadă. Hai băgați-vă toți acolo. Așa o să fac și eu aici cu Barbara. Asta e tâmpenie. Mai bine te știu mor decât cu Barbara.
caravana în baie. Exact. Adică vreau să spun că pe net se vorbește de avantajele căzii la cutremur, nu la inundație, că doar nu e submarin, nu? Exact. Păi negă, ești dudești de mâini. Stai, măi, închide-te. Am venit să te protejez de uța mea. De uța, am înțeles. Stai. Ce? Ce vrei? Ce? Astea mai sunt puține, se termine. Ia, fii atent. Ce? 2. Mestecă bine, bine, dă tot. Calmante? Nu, gumă de mestecat. Știi ce crezi? Că te pup după toate șaurmele de la secție? Ia, treci încoace, ia. Suflă. Bine, hai, treci încoace. Protejează-mă. Lasă balinca. Mă, voi puteți să vă liniștiți că vă clanțele dinții de motor urechile. E frig, zumbate, Zofie. Și bărgă de frigă, e și mai frigă. Păi voi ați vrut acolo. Haideți în pat odată, măcar terminați cu clanțănitul ăla, că m-ați disperat de creier. Nu putem să atentăm la cinste la doamna Zofia, binefăcătoarea noastră. Hai, treceți în coașă, mai faceți nate. Hai, mișcați. Eu mă duc, bă. Hai, 1, 2, punte, mai repede. Eu și l-am ușor, bă, matahară, ușor. Eu la mijloc. La mijloc pe dreapta, trece în coași și taci din gură. Ce de perniți ai? Zine-ți respirație. Taci, mă, din gură. Măcar e liniște acum, hai. Căciurica, vește să vezi! Ia uite, dar văd că te-a salvat la alții înaintea mea. Și nici măcar nu-i de cetățenie cu noi. Ciorete, termină cu prostiile, că pe găinile astea l-am salvat eu, dar nu iei pe mine. Da? Și cu asta mi te și lauzi? Și cum îi plătești? Natură, da? Poftim? Așa? Părete, nu fii pou, măgarule care ești! Știi ceva? Eu plec! Eu plec! Să nu te duci! Unde vrei să te duci? La studio! Unde crezi la mănăstire? Dacă ceva în cadă, eu nu pot să trăiesc cu gândul ăsta! Potolește-te și rămâi acasă! Copilul are nevoie de tine! Ești tu! Ce, nu mă pot baza pe tine? Bă, da, te poți baza, dar... Tu nu te las să pleci. Hai, mă, lasă-mă, dar de ce mă rog? Pentru că... n-a suportat ideea să știu că ai murit. Serios? Și acasă. Ce, mă, pe tine te-am sunat? Oh. Iubire, poți să vii deja acasă, că s-a terminat întâlnirea de furtună. Păi sunt deja acasă, ce? Măi, încetează, nu mă mai suna, că sunt femeie maritată, da? Încetează să mă dezbraci din priviri, da? Asta ne treci dracului acasă, că s-a terminat furtuna aia. Da? Vin, vin acum, gata, vin. Intrăm în direct. Acum? Da. Dede, măi. Aulă. Dede. Doamnelor și domnilor, se pare că furtuna a trecut. Ne cerem scuze pentru dezinformare. Acestea erau informațiile pe care le-am primit și noi de la institutele meteorologice cu care colaborăm. O eroare de calcul a indicat o tornadă în locul unei furtuni relativ slabe. Una mare de ploaie. Băi, ieși afară. Ieși afară. Bine, mori acolo atunci. Ce să spun, madame, atât ai așteptat. O ploicică și hop-top, ție și băgat în pat, da? Păi dacă le era frică, ce voiai să fac? Așa chiar, nu mai plouă, pericolul a trecut. Hai, afară. Afară la treabă, am zis. Dar dacă începe iar? Ieșiți odată, că mă enervați, ieșiți, am zis. Și mai repede. Ce bine a fost. Că sunteți tineri, hai. Redau ștafeta. Adică, ăștia... chiar de frică i-ai băgat în pat? Da, normal, eu ți-am spus. Și acum te rog frumos, scuză-mă, dar eu chiar trebuie să dorm, că am dormit doar 2 ore. Mie, ca te rog mult să mă ierți, că am fost orbit de gelozie. Dar ce să fac, eu te iubesc, cum văz un bărbat viu lângă tine? Mă nebunize, am văzut 2, nu 1. Tot nu-mi convine, Chiorete, să știi. Pentru că eu n-am nevoie lângă mine de un bărbat care n-are încredere în mine. Hai, somn ușor. Lasă-mă să dorm. Doar și eu lângă tine, mămica, că și că fiindcă altfel mor. Dar taci odată. Tac.
șef. Oare? Domnule comisar, sunt profund dezamăgit. Cum e posibil ca o secție întreagă de poeții să piardă vremea care pe unde, iar tu, șeful, o să stai ascuns sub birou, la căldurică, în secție, iar această ființă plăpândă, sensibilă, delicată, să stea afară în urgie, să ajute populația, pensionarii, cerșetorii, maidanezii, porumbeii și turturelele! Permiteți-mi, turturelele au plecat în țările calde. Domnule comisar, cred că această domnișoară fină merită o primă și o mărire de salariu. Bineînțeles, bineînțeles, domnul Chestor, chiar acum o să mă duc și o să iau la mână o cerere și o completez. Ah, și dacă totul e la mână, ca să nu te ostenești de două ori, scrie și o amendă pentru tine. Am înțeles, ca să nu mă ostenești de două ori, o să-mi scriu și mie o amendă. Sănătate. Și fă și un ceai cald. De lavandă? Dă-mă șețel. Ce ai mai gătit tu, Angelico, în ultimul timp? Ei, șeful. Angelico, auzi? Da, ce bine vorbește. Ah, yes, yes, I understand. But you have to understand me too. Aha, cred că am înțeles. Vorbește cu un meet. Yes, yes, we meet when? Sorry, 5 o'clock? Ia, uitați-vă, să vezi că până la urmă se întâlnește cu meet-ul ăla. Băgăoași măsa de viață. Și cu cine zici că te întâlnești, mămica, la 5 o'clock? Careva cunoscut? Da, da, doar de mine. Cu fi bolă, dămită, de la noi din comună. Ai zis ceva? Treșterata sub piciorul. Ai zis ceva? Nu, mămica, nu mi iese, nu știu de ce dragi, dar mie ăsta are 4 picioare, când el trebuie să aibă 5. Și au anunțat ăștia vreo foame de la televizor? Nu! Dar am de gând să vă gătesc ceva bun, bun, bun de tot și întrebe de toate. Întrebe și asta, întrebe și asta, întrebe toate, băi! Aia e! Am impresia că tanti ar pun de posturi străine. Se comportă extrem de ciudat. Ești geloasă că pe mine mă place și pe tine te alergă cu mătura pe aici prin casă. Chiar deloc? Dar uite-te și tu la ea. Are privirea aia câșă de om nebun și ochii aia sticloși. Astea sunt semnele că intră iar în criză. Ce bine că gătești, că n-am mai mâncat ceva ca la mama acasă, de nu mai țin minte. Aole, cum adică ca la măta acasă, mă, te-ai tâmpit de toat? Păi nu ești la măta acasă? Nu? Băi, să poți și tu, le te-ai tâmpit de tot muierea asta? Sau ce s-a urcat Alzheimer-ul la cap așa de tânăr? Ești fix la măta?
Pardon, mămica ta! Adică, la mine, eu sunt aia! Și buzata asta, asta cu ștampila aia pe față, e fix nevastă ta! Mai lasă dracu băutura, că ți se urcă la cap și te-ai tâmpit de tot! Păi eu nu beau! Atunci apucă-te de băutură să ți se urce la cap, că poate ți se urcă și inteligența! Și tu, fă, fată, vină cu așa, ajută-mă! Că nu sunt sluga ta, sunt joacră ta! Treci și taie ceapa, că doar ești nevastă, hai! Curăță mai întâi cartofii ăștia, hai! Nu sta. Deci după aceea strecoară făina asta, hai! Cărnule, ia, ăștia pentru treaba ta am vorbit. Asta la început, bă, și formă când termeni, primești și restul de te moaște. Și ce trebuie făcut mai exact, șeful? Să o urmărești pe șopicuța mea cu cine ieșea de ea mereu la telefon de vorbă. Că îi sună telefonul de m-a nebunit, mă zici că e biroul de informații de la gară. Și pe urmă raportez direct mie. Da, șeful, să trăiți. Mă, trebuie să aflu neapărat ce se întâmplă, mă, nenică. Să-mi da peste cap. Mă, nu care cumva, Doamne, apără și păzește să nu ia pe niște căi dintr-astea necurate. Vreți zămădurat? Ce? Galea necurată. Zămădurăm pe ea. Să facem curățenie, să nu fie murdară, să fie. Taci, dreacu. Urmărește telefoanele. Hai, mă, nebunită cap. Ce naiba faci, bă, popunețul? Ai luat o rază, ai început să te joci la polițistul? Ce Dumnezeu, mă? La fel de nervos sunt și eu, șeful. Degeaba țipați la mine. Ce să fac? Am arestat altă mascotă. Dar cum naiba ai ajuns să arestezi o mascotă? Ce s-a întâmplat? Păi, știi supermarketul ăla din colț, da? Ei, are o promoție la pâinici. Și era o pâinică, o mascotă acolo, care a fost lovită, nu știu, din greșeală sau nu, de un client. Problema e cu sacoșa. Problema e că mascota l-a înjurat pe client. Da, nu l-a înjurat, l-a înjurat rău. Păi cam isterică pâinica asta, că poate ăla nici n-a vrut să-l lovească, să-l atingă. De coajă sensibilă, ce să zic, nu știu. Nu mai contează, e, clientul furios că a fost înjurat și s-a dus la patronul magazinului, nu? Care, cap șmecheră, și l-a luat pe client ca la mișto, așa că... Și a zis, haide, domne, că doar nu o să te supere acum pe o pâinică. Păi dacă avea și el dreptate. Păi avea și el dreptate, ce să... Adică cum, de ce avea dreptate? Adică nu avea niciunul dreptate, clientul a venit aici, eu am fost primul. A dat de mine. Nu vă spun ce, așa trebuie să preiau cazul. Și m-am dus și am arestat pâinică. Băi, și dacă totul e atât de clar, ce mai am cu tot circul ăsta, cu reclamații peste reclamații la noi aici? Păi nu înțelege șeful. Nu înțeleg. Ce? Pâinica avea miezul schimbat. Adică se schimbase tura și era altă persoană înăuntru. Să vă desenez? Bineînțeles că sentimentele mele nu s-au schimbat de când am văzut ultima dată. Da, sigur că m-am gândit foarte mult. Dar oficializăm doar pe condițiile mele. Da? Că e viața mea la mijloc și până la urmă e sufletul meu. Hai, pa! Aoleu, în Gheorede nu o să placă la el ce-am auzit eu. Da, și acum chestia rasoală e că nu se știe care dintre pâinici a înjurat. Păi tu ești zdravă la cap sau care-i treaba cu tine? Ce diclești acolo? Băi, Gheorede, lasă-l mă să-mi explice cazul ăsta grav. Băi, nu înțelegi mă, sunt trei angajați. Așa. Și fiecare stă în mascotă câte o oră. Și pe urmă... Să duc și-și fac treaba, părăi pe unde ori fi. Ei, și acum să-i plinși cu cioară. Niciunul nu vrea să recunoască că el a înjurat. Păi dar nu ori fi proști să recunoască. Păi, da, dar știi ce am pățit eu, da? S-a dus mascota asta de-am arestat-o și m-a reclamat și n-a venit la matale, că era mai ușor. M-a reclamat la capitală pentru abuz, da? Acum sunt eu pe țeavă. Și auzi ce a zis că pâinica tocmai și intrase în pâine și că n-avea cum să înjure. Lasă stai acolo, că mă descurc, te ajut eu. E complicat. Auzi, băi, Chiorete, ce tu dai din picior, mă? Nu știu, vrei, la ce să totul de pantaloni ăștia. Cum stau, cum ei să udă, dar nu înțeleg de ce. Asta, cine știe? O, gibonule, că e gata, mașa, imediat. Mamă, ce bine miroase. Ce ai gătit bretanchi acolo? Nu e și pentru tine că a făcut doar o oală, nu vezi? Cum adică bretanchi să nu de unde ți-am spus de atâtea ori să-mi spui, mămică? Că doar sunt soacră ta. Mama lui bărbate tu, nu?
Da, nu știu, da. Dacă tu nu știi, pune mâna și în față. Că nici măcar să gătești nu ești în stare. Să știi cum să te lasă ăsta, chiar dacă ai tu stea în frunte. Că nici Varvara nu e în stare să gătească nimic. A făcut până acum salata de unghii. Uite așa și-a tocat deștele. Și amărâtul ăla de Hasan nu e în stare să facă absolut nimic. Stă toată ziulica cu mândra în sus. După mă nu-i plătiți, vă spun eu. V-ați luat, nu știți, servitorii halal. Britante, eu? Nu sunt Costeluș, eu sunt Van Damme, mă mai țin minte, știi? Eu cu Emma suntem o fetiță împreună. Ne-am despărțit de mult și acum, chiar dacă trăim sub același acoperiș, așa? Avem fiecare separat câte o relație. Da. Eu cu Hasan și ea cu Barbara. Adică invers, ea cu Hasan și eu cu Barbara. Aoleu, ești de amăra! Și ne lămurim mai întâi. Adică voi doi aveți împreună un copilaș? Da. Și vă afișați în fața copilului fiecare cu ibovnicul? Da, da. Bă, nu-i problemă. Foarte vorbă, mațe, ce ești împlitoși copilii, bă, zăpăciților? Bre, noi suntem niște părinți moderni și când o să mai crească fata, îi explicăm cum stă treaba. Da, da. Moarte, vă spui eu ce sunteți, bă, sunteți niște nelegiuiți, nerușinați, aia sunteți. Nu vă mai dau nimic. Da. Mă duc să dau mâncare de pe mână la biserică, că voi nu o meritați. Hai, bre. Hai, Rața pe varză? Mai încearcă. Rața sub varză? Rața-i dracu! Da, de ce v-am zis? Mai jos nu cobor, ăsta e prețul meu. Nu pot să mă vând chiar pe nimic. Of! Mamăzi! Un pariu că patronul a sugerat pâinicilor să nu recunoască, ca să scape de consecințe și să întoarcă situația în favoarea lor. Posibil. Și gata. Asta a fost tot. Mare. Mulțumesc. Cu plăcere, coleg. Hai, mă, dă-te porți așa frumos cu baloba. Vino, ce? Că trage asta cu urechi. Stai, mă, veni. Stai, mă, aici, ce fugi de șef? Ai vreun interes și eu, a? Am un interes, dar nu pot să vă spun acum despre ce e vorba. Opa, are un interes. Are. Până cumva tu îi fii iubitul secret. Bă, ce tare ar fi. Ce prostie, da, ce glumă bună. Haide, lăsați-mă în pace. Că nu e nimic, da? Mă și enervați, prostii. Păi ce bine erau, uite, în vremurile astea de restriște, o pilă la capitală. Pilă? La capitală? Vrei o pilă? Da. Stai că am eu una, dar e de la obor. Îți trebuie la picioare, la unghii ceva? Ce-am zis, bre, odată că Hasan nu e ibovnicul meu, ci soțul meu? Ne-am luat cu acte la primărie. Și-a mărtă? Adică și cu cununia la popă? Sau trăiți așa ca nelegiuiți în pat, ăsta împăcat? Nu, bre! Gununia a fost ceva mai special la noi. Gungobag! A fost foarte romantic. Numai când mă gândesc, mă năpădesc amintirile. Nu încetează că n-am înțeles nimic, mă, adică cununie, gungobag! Nu, bre! Sub el! Cu un copac sub el! Doamne, apără și păzit! Știi ce, tuciuriule? Ia lasă tu fata în pace, că uite, ai zăpăcit-o de tot! Și nu uita că ăsta e măritată cu ăsta și are un copil! Și tu, făi, Varvara, nu-ți mai flutura buzele, că dacă sunteți cu una acum, zici că ți-ai băgat o găleată de botox în ele! Ce mai bre, tanti? Eu nu mai am nicio treabă cu Emma! Eu sunt cu Hasan și ea e cu Varvara! Ce n-ai înțeles că e la mintea copilului? Adică, mă rog! Invers! Noi suntem împreună și ele cu treaba lor! Bre! Suntem fiecare cu treaba lui, da? A, deci nu sunteți împreună. E, și nu le zici și nouă cine e iubitul tău misterios? Normal că nu. Mie îmi place discreția totală când e viața mea personală, da? Și cu asta am terminat. La revedere. Mă, popunețule, tu știi cine e iubitul elefanțică și nu vrei să zici. Zi! Nu pot, șef, nu pot să zic, nu pot. E un ordin, popunețule, și ordinul nu se discută. Cred, adică ce cred, că sunt aproape sigur, că e Chiorete. Păi da, s-o fi sătura și el să tot tragă un gol acolo la telefon la Sofica. Pe cuvânt. Și s-a repliat. Ia să-i mopți. Aaaa, bună ziua, Soficuță, ce mai faci? Ia zi-ne, mă, și nouă, cum mai stă treaba între tine și colegul nostru? Nici cum, sinceră să fiu. Aaa, păi numai că-l văd în ultimul timp mai vesel, mai vioi, mai... Crezi că o fi ceva între el și Grațiela? Treaba lor, eu una le-am dat binecuvântarea. Adică?
Adică, din partea mea, undă verde să se iubească. Nu mă mai interesează subiectul, înțelegi? Hai, pa! Pa! Ce ziceți? Pa! Mai am puțin și e deznervos pe cuvântul meu. Deci cred că Mateescu și-a pus în cap să mă bage la balamuc. Și ce naiba vrea de te hărțuiește în halul ăsta? Păi, vrea pe naiba să-l ia. Și ce vrea să-i zic eu? Cine e iubitul grase, auzi? Păi, zici și tu nume la nimereală. Îmi pui pe pistă falsă și ai scăpat de nebun. Zi, mă, ai aflat ceva despre obiectiv? Ce obiectiv, Gemu? Despre șofica idiotă. Nu trebuia să o șpionez să vezi care-i treaba cu telefoanele alea suspecte? Spionat, dar nu a aflat lucruri bun la ea. Nu, zi mai repede, că mă țin tensiune, te joc în picioare, zi ce ai aflat. Tot, doamna Sofia, ori prostituat, ori drogat, ori măritat. 100%, Gemu. N-am înțeles nimic. Ia continuă tu filajul până afli ceva concret. Ți-am clar? Da, șef. Da, da, sigur. Dar rămâne cum am stabilit. Da, cum să nu? Ne vedem. Sigur, 100%. Da, da, da. Și noi aici am fi de recusă. Să fii. Mamă, mamă, scuze, auzi, mai auzi. Ascultă, vine-ai tu să fii. Și capul tău mai bine. Nu pare că ne-mi plac mie. Na. Tocmai am declarat grevă erotică și nu te apropii de mine până nu rezolvăm problema. Ce grevă? Ce problemă? Aia care mi-a scos perele de câteva zile încoace și nu mai pot. Tanti Frosa. Ha! Hai mă, botignic, tu chiar pui la suflet toate răutățile ei? E senilă, bătrână, lasă-o în pace. Ori o concediez, ori nu mai pun nimic din toate astea. Nimic. Păi ce vrei să-i fac? Vrei să o arunc în stradă? Asta e fix treaba ta, nu a mea. Plus că e periculos să ai o bună senilă. Gândește-te, fata ta nu e pe mâini bune, dar m-am și săturat să zic chestia asta mereu. Lasă-o, fetița, că se descurcă. Hai, vino aici lângă mine. Hai, iubire, bagă-te la somn, vino încoace. Vin, iubire, vin. Am zis să te bagi la somnul la mine. Să nu poate să iubești de la tine. Dar de ce, dragă? Suntem în vreun post și nu știu eu. Nu. Hasan nu mai poate să facă nimic pentru că e la grevă erotică. Până nu rezolvăm problema cu Dandy Vârța, nu facem nimic. Ai nebunii, mă, bă, tu te pui la mintea ei, nu știi că e dilie. Cum să tai tu sexul de pe listă, a? M-am zădurat. Deja? Nu, dar parcă îmi place treaba asta. Eu mă referam la bătaie cu mădura și de alte confuzii. Deci ori o concedez pe Dandy Vârța, ori gata, zdăm gavrații unul lângă altul. Vrat de meleu. Și ce vrei, mă, să fac cu ea? Să o arunc în stradă și de fimea cine are grijă? Băi, la asta te gândești tu, că ești vadă deșteaptă. Și eu zic să te gândești mai repede. Nu de altă, da, nu e bine să lăsăm fetița cu o bună nebună pe gap. Și acum ce facem? Stăm așa ca proști? Eu pot să-ți dau după ce vrei. Am zis mai bine să discutăm față în față. Știi cum e la telefon? Zi una, înțelege alta. La mine lucrurile sunt la fel. Asta e suma pe care vreau să batem palma și basta. Hai, poate renunțăm la 1-0 totuși. E cam piperat. Ba nu, deloc. Dacă prima oară m-am vândut ieftin, acum nu mai am de gând să fac asta. Vă spar, pardon. Ce caz, mă, Acilea, mamă? Mă prăpătitul ăla cu șoficuța mea. Ce mă vrei să o aburești de cap, să o duci în ispită pe Dubai sau pe une drajda mea să ție mintea? Ieși afară, că te frâng pe genunchi. Ieși pe țar, bătă, altre. Ce faci, mă, nesimțitule? Ce faci? Te-ai făcut stăpân la mine acasă și îmi dai afară și musafirii? Cum îți permiți? Mămica, a rămas teapăr de rău făcătul. Ai văzut ce față de mafiot avea scârba asta? Mă, ți-am cerut eu să mă aperi? Nu ți-am cerut, atunci care te la tine acasă, da? Și nu mai faci asta niciodată, că ai întrecut orice limită. Și cel mai grav e că l-ai pus pe tapir.
firul a nenorocit să mă spioneze. Da, ce să fie grav, mămic. Ca și că fiindcă eu am rămas, te apăr de toate relele de lume. După ce că trasul cu ochiul în sine e urât și imoral, ți-ai mai găsit și cel mai nasol tapir să mă spioneze. Corect să zice cel mai năsos, nu cel mai nasos. Spari, Chiorete, dispare acum! Am plecat, mămica, stai! Ieși! Yes! Nu, am fugit! De unde era să știu eu că pâinica aia arestată e tocmai pâinea lui tanti? Ghinion, dă-ne șansă, poporețule. Eu ți-am zis, bă, să nu te pripești înainte să analizezi atent situația. Cine să vă mai înțeleagă, șefa? Când o iau mai încet așa, ziceți că nu sunt prompt. Acum când am fost prompt, îmi spuneți că m-am pripit și trebuia să analizez situația. De unde n-ai de să fi știut eu că patronul la obraz Nicola vindea tocmai pâinea lui tanti? Bă, poporețule, acum faptul e consumat. Gata, s-a terminat. Mai bine, hai să ne gândim să vedem cum ieșim din situația asta care riscă să scape de sub control. Ai vreo idee? Ia, vedeți ce putați și nu mă mai presați. Nu mă mai presați, că eu încă mă gândesc. Sună-l de urgență pe Van Damme, se întâlnească cu pâinica și s-o dea la pace. Cu pâinica aia arestată, aia cu clonțumare. Așa, legi? Să-și retragă la plângere. Așa, foarte bine. Păi, excelent. Păi și eu mă mai gândesc acum? Păi nu. Treia opa mea. Dacă m-am gândit eu, asta e bună. A scăpat. Bun. Am dus. Unde duci? Să-l sun pe Van Damme. A, da. Du-te. Hai, de fapt, să-l sun și de aici. Mă, ce dragosteți așa atât șeloși. Veniți încoace că vorbesc eu. Auzi, bre, tanti! Vezi că vrea Hasan să-ți zică ceva. Tanti! Oh, a căzut beleaua asta pe mine să-ți dau o veste proastă. Ce veste proastă? Nu mai poți să rămâi aici cu noi, că nu mai avem liniște în cuplu. Nici eu cu al meu, nici ăsta cu al lui. Poate... Stai cu ceva în colc eu, păcatele mele, mă copie, mă... Că eu am grijă de Cicinuca și vă mai fac și eu un blit cu mâncare acolo. Știm, bre, tanti, dar chiar nu se mai poate. Și așa suntem prea mulți pe aici prin casă și... Adică voi vorbiți serios? Adică... Mă lepădați? Ca pe cârpa murdară, după câte am făcut pentru voi toți. Nu, bre, tante, cum poți să spui așa ceva? Uite, da, asta faceți. De ce, tante, de ce? Costelușa-l meu e plecat, nepoți nu am. N-am nimic, n-am pe nimeni pe lume și voi mă dați afară în stradă. Nu, bre, tante, nu plânge, tante, e singură pe lume. Mai pe Sofica, nepoata mea ta, după soră, a? Ți-aduce aminte? Hai! O sun eu acum și zic imediat să vină să te ia, da? Dar liniștită, nu plânge! Hai! Vezi că sună! Ce? Hai. Alo! Ce faci, fată? Bine! Uite ce e, te rog! Te rugăm să vii să o iei pe tati acasă, că la noi nu mai poate să stea. De ce? S-a întâmplat ceva? E, nu cred că îi priește agitația asta de aici. Că vârsta ei s-a odihnit mai bine la ea acasă, la aer curat. Ba nu. Deci când ajungi? Nu. Deci nu ajung, că tocmai am semnat un contract beton pentru cântări și îi plec iar în turneu. Ce să fac? Deci nu mă bag. Hai, pa! Tanti! Ce? Hai până în dormitor să te odihnești un pic. Păbune? Da, bre. Ok. Hai că pleci după aia. Deci până la urmă tu plec? Nu, bre, hai că... De ce? Stai jos, ați zis. Uite la ei. În fața mea ne simțitule, stai jos. De ce stai cu fața? Și dă-mi divorț ai de vin. Mă, voi chiar nu aveți inimă, mă. Femeia asta e bătrână, mă, nu mai poate munci, mă. Vrei să o lăsăm așa de izbeliște? Da, ați putea să o duceți la un azil ceva, nu? Ia uite la ea, ce vorbești, domniță? Și-l plătești tu? Ha? Că lui abia ne ajunge cu banii. Ne trebuie pentru creșe, pentru chirie, pentru mâncare. Da, pe tine te doare în cot, uite, unghiuțe, coafor, ale, zi și noapte. N-ai zis-o pe vrână. Gănici aici nu mai poate sta, că mă persecută și pe mine și pe Barbara. Și nici cu Gigi nu ca nu e bine să stea.
Hai, mă, ce naiba, mă, hai, mă, n-aveți și voi milă, mă, sunteți din fier forjat, ce da. Mamă? Ori noi, ori ea. Alegeți, hai! Bine, mă, bine, mă, v-ați câștigat, oameni fără inimă ce sunteți. Uite, o să sună un arab să vină să o ia pe amărâta asta și Dumnezeu știe ce o să întâmple cu ea. Săracă. Băi, nene, dacă nu mi-explicați mie ce-i cu madagascarianul ăsta, o să mă enervez și o să vedeți partea întunecată a poponețului, da? Băi, ca să afli ce-i madagascarianul, trebuie întâi să știi ce-i fagotismul. Și oboismul. Ce voi? Băi, unde umblați, mă, că toată secția golă, sunteți nebuni? Okay. Fiți atenți că am fost, am vorbit cu patronul și există o soluție. Așa care, hai, zi-o dată! Păi nici aș retrage plângerea dacă și clientul care a jurat face la fel și toată lumea e mulțumită. Păi și o să vrea să și-o retragă? Adică clientul, vreau să zic. Să vrea, mă, pentru că patronul are o strategie super deșteaptă. Le dă pâinică magică angajaților. Bine, pâinică de aia care e aproape expirată și pe care a scos-o de la rap. Că știi cum e, dacă o prăjești un pic, mai ține 2-3 zile. Angajații o să fie mulțumiți și o să vorbească frumos cu clienți. Bun, mai! Ce faci, mă? Musca! Las! Băi, dar clientul! Pentru el are o ofertă șmecheră rău de tot. Un abonament pe o săptămână întreagă la pâinica magică. Adică o să-i dau gratis! Și-a acceptat? Bă, încă n-a acceptat că aici poponeți intervine geniul tău de negociator, mă, că e și interesul tău să se închidă cazul. Hai, bă, poponețule, că știm că te descurci, că ești băiat mare ce Dumnezeu. Te duci cu niște pâine și sare la el, dar fii atent, pâine de-aia vrăjită. Și e ca și cum ați fi fumat pipa păcii împreună. Și mi-a dus și mie niște pâine, dacă tot e gratis. Ai prins-o? Nu. Matescule, dacă vrei și tu pâinică, o să primești tot de-aia aproape expirată. Dar nu-i problemă, scoți eticheta și o bași la cuptor 2-3 zile. Dacă vrei proaspătă, vorbești cu Chiorete. Vorbesc. Aud? Haide, măi, lasă musca. Mai pardon, pe mine nu mai puneți bază că eu mă întorc la capetană. Halilulu, pâine vrăjită și tot. Am sorii, compresorii, prietene, asta e. Eu vii un dărăt. Ce să fac? Ce să fac? Cum zici tu, oricum n-am timp de protiile astea. Chiar dacă îmi pierd intimitatea, acum mă frământă cum să fac să mă duc să-l convin pe ăla, să, cu pâinea, să... Băi, trebuie să o rezolv, că altfel o dăm în dălea nasoale rău. Zău, e posibil să-mi pierd și slujba. Ba chiar, poate chiar libertatea, nu? Poate viața, poponețule. Cum? Că vor ăștia să instaureze din nou pedeapsa cu moartea și o să înceapă cu tine și cu pâinica scandalagioică. Celebrul comisar Matescu are umor negru. Glume proaste. Stai, mă, arde-l! Ba, dracu, mereu scapă, mă! La revedere, mă! La revedere, căsuța mea dragă! La revedere, Hasanel! La revedere, bujaton! La revedere, ciciluc! Cici... Ai, ai, ce tristețe că nu pot să-mi iau la revedere și de la cicinuca! Să-i spui cât de mult îl invit-o și că-i doresc să aibă parte de o viață sănătoasă și luminoasă. Am plecat. Acum, că plecă ca un copil primeb? Dandy Vârdza. Da, 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 da. Deci noi de iubim Garâia, Gazarea Băran, Gazarea Mugadebre și vrem să-ți dai aici să ne faci zarmale cu zarailie, giorbă de burdă cu humus. Hai mai sta și nu pleca. Ce? Bun, așa, Hasanel, când pare rău, dar nu se mai bate. Eu de scuip dwelling. Dacă am zis că plec, plec. S-a găsit cineva pe lumea asta care se mai adă suflet. Am plecat. Tanti, frăză, vă rugăm, nu plecați. Haideți că ne descurcăm noi cumva, da? Păpune, ce telefon? Atunci, rămân, 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 rămân. Bun pe drum degeaba la mine. Să fie abătut, Chiorete, nu mulțumit deloc, nu mai înțeleg nimic. Am venit degeaba. Dar asta cine e? Nu-l cunosc. Ai preca, ai zis că ne fac sarmale. Da. Nu, Nic, am foame. Da, trebuie să fac sarmale cu humus, nu știu cu sale. Ei, mergi pe clasic. Felicitări!
ai luat o decizie excelentă pentru cariera ta. Excelentă pe naiba. Dar mă rog, asta e decât bună pentru tanti. Mai bine sclavă la cântat. Mersi. Alo. Salut, fată. Uite, te-am sunat să spun că ne-am răzgândit. O păstrăm pe tanti la noi. Poftim? Păi și de ce n-ai zis mai devreme? Firar, mama e de viață. Ei, știi cum e? Emoții, lacrimi. Până la urmă am zis că e mai bine să stea cu noi decât singurică cu inconștiența care cine știe la ce mai dau foc. Hai, te pupa! Nimic. Știți? Aș vrea să revenim la suma propusă inițial. Păi, cred că până acum n-ai înțeles cum e cu negociere. Dar să explic eu. Ca noi, turcii, asta avem în sânge. Întâi zicem suma mare, apoi suma mică. Și nu e corect să semnezi pentru suma mică și după aia se cer mai mult. Ai înțeles? Am înțeles. Dar dacă nu-mi dai cât vreau eu, să știi că nu vine niciun turneu. Pentru că este talentul meu și nu pot să mă vând pe 2 lei primului venit. Clar. Și contractul? Contractul. Contractul? Uite contractul, turcule. Uite contractul. Papă contractul. Ia, îl bag și aici. Clar, nu te pricep la negociere. Dar mie îmi place cel puțin, măcar ești hotărâta. Și întotdeauna mie îmi place femeile hotărâta. Mulțumesc! Da, și treaba nasoala, mă, că nu știți care dintre puinici a înjurat. Ce dracu, nu v-a descârcit la un bec la toaletă, domnă! Da, și eu vin acum mai nasoală rău, pentru că chestia e că nici unul dintre cel ăla poate să fac răcile atâta, zici că auzi, dacă te uiți la așa la așa, zici că e o pevriță, și-a băgat două anul. Când râd de așa, se umplă părcile. Și seamănă un pic și cu ăla. Peștele balon. Peștele balon. Hai, da, și acum, treaba foarte nasoală este că lasă-mă, mă, 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 ce-ai făcut? Mi-ai luat chiloții. Nu e adevărat, mă, ce-a luat pe elefant cu punicele care i-a zis la elefant. Ești afară să văd ce? A văzut că a pus tu chiloții cu-i pe tine, da. Ce, uite, să râde șeful de noi, prostule. Bă, stă, mă, bă, 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 lasă-l, mă, ca să spună ce-a de spus. Stă, plec, nu pleca, mă. Trebuie să plec acum, hai. Hai. Da, și acum, treaba e foarte nasoală, că... nu se știe care dintre puinici a înjurat. Asta e un... Să mușcă, să mușcă, rezistă. Coafura rezistă, tu văd că nu... Nu mai ai, n-ai cu cine să juti. Eu îmi le zic pe ale mele, zile pe ale tale. Băi, da, cu concentrirea, ha? General... Da, treaba n-a să o luie. Acum că nu mai știm care dintre... care dintre noi nu râde, da. Pâine d-aia prăjită și ca și cum ați fi fumat pipa păcii. Stai, mă, frate! Musca! Asta încep să-l decrim, te-am văzut. A, da, și că ăsta încep să-l dătă el. Am văzut pas, băie! Fără așa!